Doamnelor și domnilor, să-i primim cu aplauze în scenă umor pe Cătălin Tarbă și Dan Coșcoveanu. Stai mă jos acolo. Vreau să-mi spui tot de la început. De la început, da? Da, de la început au apărut dinozaurii prin Cretacic. Băi, nu pot să cremă că spui asta încă o dată. Vreau să-mi spui cum s-a întâmplat accidentul, mă. Accidental, da, a coborât o cometă de am prăștept. Băi, accidentul de mașină, băi. Accidentul de mașină, da, păi și eu vreau să aflu, că-s curios. Păi ce, nu erai acolo? Ba da, dar adormisem. De ce? Că eram obosit. Băi, nu, băi, erai beat, no, turtă. Nu. Mă, cum ai putut, mă, să te urci în halul ăsta la volan, mă? Întrebarea e bună, dar fii atent. Am greșit un pic cuvintele, deci ar trebui să mă întreb cum ai avut tu pe să te urci fără permis, dar tot trebuie ce vrei, că știi să faci. A, deci n-ai nici permis, mă? Stai, mă, liniștit, mă, îți povestesc ea. Mă urc în mașină, dau să iau volanul, știi? Canci. Mă urcasem ca prost după bancheta din spate. Mă dau jos, îi dau două ture să văd dacă o avariasă. Nu lovisem, era... Ok, mă urc din nou în mașină. Bă, sus, mă, bă, halu. Ce-ai făcut, mă, tâmpit? Bă. Mă urc în mașină, dau să iau volanul, canci, mă urcasem ca prostul, după bancheta din spate, dar nu m-am mai dat jos, că mi-era că ne merg în portbagaj, știi? Păi tu mie îmi spui cum s-a întâmplat accidentul. Accidentul? Da. Păi se făcea... Bă, du-te dracu de aici, bă! Cealaltă mașină, care a fost implicată în accident, avea numărul de înmatriculare B80 POC. POC, îmi aduc aminte. Și tot sunt la spital din cauza ta. Nu cred. Tu ce număr ai, mă, la mașină? Buf! Băi, ușor, mă. Zi numărul de înmatriculare. Buf, bă, ești prost! 203 BUF! Va să zic că s-au ciocnit două mașini, una POC, da, și alta BUF. Păi, mă. Sus, mă, B, treci, mă, aceea. M-au tratat lumea în secție. Hai să analizăm amândoi datele accidentului, da? Era soare puternic afară, a? Te deranja, a? Nu m-a deranjat nimic, nu ți-am zis că aveam ochii închiși, dormeam. Băi, dar puteai să eviți, bă, accidentul. Eu puteam să evit, am zis că evită boul din față, din mașina la... Hai, se uita, bă, că nu l-a evitat. Eu, în locul tău, aș fi tras frâna de mână, mă. Ce șmecher ești tu? Pe frâna mea n-are mână, mă. Băi, totuși, ai încercat, mă, să faci ceva. Am încercat să evit o Dacie, dar am luat și o mână de crengi în gură de pe margine, mă dor dinții acum. Și în afară de Dacia, a mai fost vreo mașină implicată, bă, în accident? A mai fost un Fiat, dar n-a avut treabă cu accidentul nostru. Au trecut cu 200 la oră pe lângă noi, au intrat în pom, praf s-au făcut pe autostradă. Bă, idiotule, bă, tu-ți dai seama, bă, ce s-ar fi întâmplat dacă erai în Fiat? Dacă eram un Fiat? Da, tu un Fiat. Bine că nu sunt, că ce bătaie îmi luam de la părinții adoptivi, vai de capul meu. Băi, dosar penal scrie, mă, pe nu. Tine. Dosar penal, pușcăria te mănâncă. Nu vă deranjați, domnul șerif. Numele? Schumacher. Bă, tu faci mișto de mine. Posibil? Sexul. Mulțumesc, Dumnezeu, aici n-a pățit nimic, stai liniștit. Băi, ești idiot, sexul! Bă, ce curios, ești 25! Păi și la vârstă ce trebuie, masculin? Trece masculin, deși am mici în doi, dar tot trece să fie completat. Ah, da? Aha. Și ăsta e primul tău accident, da? Da, al doilea. Păi și la primul ce s-a întâmplat, mă? Am căzut pe scări, dar de ce? Luați-l, mă, de aici, că pușcăria te mânca, bă. Bă, pușcăria, pușcăria, nu, luați-l, mă! Nu, că sunt deja luat, mulțumesc frumos. Dați-mi voie să mă manifest. Deci, în sfârșit, doi mentaliști, nu pot să mă abțin. Tu du-te dracu, că ești îmbrăcat prost. Și pe mine mă spune. Așa? Dă-mi vină un coace. M-am simțit copil din nou. Am să votez cu sufletul, îți jur că m-am recunoscut în cap până în picioare. Eu, la 19 ani, în rol principal, nu știu, fac încă pe vis, un pic de lacrimi, jur, deci m-am emoționat. Felicitări! Hai să elucidăm misterul. Am făcut o paralelă între acest număr și o întâmplare foarte nefericită din tinerețile mele, ca să zic așa. La 19 ani am avut o greșeală care semăna cu sceneta noastră. Surprinzător la scenetă, grația lui Chelu, care s-a ridicat și... Și prin asta ce a făcut? A creat un mare moment de... Televizie! Ce vorbești, bă? Cum a luat el concurentul în brațe și cum i-a mulțumit. Iată că Matache, pentru cel puțin o săptămână, a fost detronată.
materialul de marketing va fi cu Cătălin. Vă mulțumesc frumos. Deci pentru mine este cel mai important număr din acest sezon. Mulțumesc. Extraordinar. A fost aproape la o lacrimă așa, pe obraz. Așa un moment mai rar. Ceva l-a mișcat. Trebuie să recunosc că am fost umanizat cu acest număr retrospectiv, care m-a purtat înapoi în timp și l-am descoperit pe Ion Ștefan Cătălin, cu greșelile lui primordiale. Deci jur că este un episod din viața mea. Așa am început să iau contact cu munca. Așteptând procesul, m-am apucat de muncă și uite în ce hal am ajuns. Da. Emoționant. Eu am să votez. Mie mi s-a părut că a jucat extraordinar rolul lui Ion Ștefan Cătălin în 1997, în septembrie. Aplauze pentru mine, am fost mult mai prost decât tine în viața reală. Textul este foarte bun, este un text foarte bun pentru un sketch de platou de televiziune, fără discuție. Au fost foarte multe momente pe care... Au fost foarte multe momente pe care le-ați murdărit printr-un exces de mișcări. Țin să adaug că am încercat să-mi iau un număr pentru prima mașină, B13 POC. Dragi colegi, continuați dumneavoastră. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!